Bună ziua tuturor și bine ați venit la un nou episod al podcastului Educat și Bogat. Am plăcerea să o am astăzi alături de mine pe Adriana Istrate, antrenor de prosperitate și una dintre cele mai determinate persoane pe care eu le cunosc. O să aflați imediat mai multe detalii de ce cred eu că este foarte determinată. Mai multe detalii despre Adriana puteți afla pe site-ul adrianaistrate.ro și în comunitatea Prosperitate 360. Adriana, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea și că ești alături de noi. Cu mult drag, Mihai. Întotdeauna o plăcere să ne întâlnim, să stăm de vorbă, să facem educație financiară împreună, business împreună și Dumnezeu știe câte ne-o mai oferi pe parcurs. Îți mulțumesc foarte mult. Eu am făcut o foarte, foarte scurtă prezentare pentru că mi-e foarte greu să te prezint în cuvinte puține și mi-ar plăcea să le povestești tu, ascultătorilor noștri, câteva detalii despre tine, cine ești, ce ai făcut până în momentul acesta și cunosc o parte din lucrurile pe care le-ai făcut. Povestea ta este absolut extraordinară. Și care sunt planurile tale pentru următoarea perioadă? Așa este, Mihai. Am făcut o serie de lucruri în ultimii ani și cred că anul ăsta, în martie, se împlinesc fix 10 ani de când am pornit așa pe drumul ăsta al reinventării personale. De la o persoană cam tristă, așa, un pic, mă rog, puțin mai mult, de fapt, în 2013, la o persoană care continuă să fie una normală, cu o viață absolut firească, cu bune și cu rele, dar care, spre deosebire de acum, varianta mea de acum 10 ani, versiunea de acum are foarte, foarte multă încredere în propria persoană și credință că, indiferent ce s-ar întâmpla cu mine, voi găsi o modalitate prin care să o scot la capăt. Cu siguranță pentru că știu ce resurse am acum, atât în mine cât și în cei din jurul meu, știu la cine să apelez, știu o grămadă de oameni care m-ar putea ajuta la primul telefon și asta îmi dă foarte mare încredere că vorba cântecului sau vorba reclamei, nici nu mai știu ce a fost, totul va fi bine. Corect. Corect. Povestește-ne un pic, nu știu, începutul, nu știu, înainte de 2013 sau poate e mai interesant după 2013. Cum s-a schimbat Adriana după 2013 și ce a determinat schimbarea aceasta? Că am înțeles că aveai probabil o perioadă un pic mai nefericită sau Da, tristă, tristă. tristă în De viață. tristă amintire. Ce, unde a fost Ce declicul? decizii? Ce s-a schimbat? Păi, înainte de 2013, cumva viața mea a fost mai mult ca sigur foarte asemănătoare cu a majorității celor din jurul meu. M-am născut într-o familie absolut normală în Brăila. Am crescut alături de părinții noștri și de fratele meu mai mic, fără să avem o educație specială, pentru că nici părinții noștri n-au știut, eu știu, cele mai recente descoperiri și cercetătorii britanici și studii și așa mai departe. Săracii se duceau și la muncă și mai aveau grijă și de noi, noi fiind cu cheia de gât atârnată pe afară, evident, fără tablete în mână. Da. Și ei, neștiind foarte mult cum să ne ofere mult din personalitatea lor, din științele lor, eu am ajuns ca la, eu știu, la adolescență cumva, deja să nu am foarte multă încredere în mine și să consider că sunt o fată urâtă. Asta, ce să zic, așa am crescut. Nu eram o persoană atractivă, evident nu eram Miss Popular în clasele de liceu sau de generală. Am luat de la viață ce viața mi-a oferit. Nu am considerat niciodată că sunt suficient de capabilă, aptă să merit ceva, prin urmare să lupt pentru ceva ce aș fi considerat sau mi-ar fi plăcut să am. Și am intrat așa în viață, apoi în câmpul muncii, că mamă, trebuie să câștigi și tu bani acum, ce să faci? Iarăși m-am dus către acele locuri de muncă care m-au chemat. Nu am aplicat la nimic pentru că nici măcar nu știam cum se face.
Evident, exclus tot ce înseamnă internet, pentru că eu am avut primul telefon mobil la 23 de ani, cred. Evident, fără internet. Deci nu se punea problema să cauți pe internet sau să găsești YouTube despre cum să fii mai fericit. Am ales să intru în relațiile sentimentale, în relațiile amoroase, bineînțeles, făcând alegeri nefericite, pentru că nu aveam încredere în mine și atunci evident că nu puteam să ajung într-o relație prosperă, așa cum o definesc eu acum. Ei, și la un moment dat toate aceste alegeri pe care eu le tot făceam și veneau către mine, lucruri care veneau către mine în lipsă de alegeri personale, m-au secătuit, efectiv mi-au luat toată energia de la acel moment și m-am trezit în pragul a 30 de ani, gândindu-mă că n-am absolut nimic în viața mea, în afară de un serviciu amărât de unde uitam să mai plec. Și consideram că dacă plec eu lucram în perioada respectivă în bancă și consideram că dacă eu plec, banca se va prăbuși, pentru că nu e așa, sunt cel mai important om de acolo, evident foarte fals. Și am ajuns în, după cum spuneam, simțindu-mă din ce în ce mai tristă, din ce în ce mai nefericită. Și se face că prin martie 2013 am participat la un eveniment organizat de bancă, o conferință de vânzări, cum se mai face în sistemul corporatist. Corporatiștii știu foarte bine și înțeleg de ce, zic așa. Unde invitatul surpriză a fost Andrei Roșu. Pentru cei care îl cunosc, știu cât de nebun este și la fel de determinat, poate chiar mai determinat decât mine. Vorbind despre experiențele și evenimentele din viața lui de până atunci. Nu mai țin minte exact ce a vorbit Andrei Roșu, dar țin minte emoția pe care el mi-a lăsat-o la momentul respectiv și anume satisfacția personală pe care el o trăia în acel moment în care nouă ne povestea toate evenimentele prin care trecuse, făcuse, 7 continente, triatloane, super triatloane, ultra triatloane și nici nu mai țin minte ce la vremea respectivă. Și mă uitam așa un pic la el, Doamne, îmi spuneam, băiatul ăsta emană atâta împlinire personală, acel cuvânt sau acele cuvinte, acele noțiuni care mie îmi lipsesc cu desăvârșire. Prin urmare, vreau și eu să simt cum e să fii împlinit personal, că nici nu cred că mi-aduceam aminte să fi simțit vreodată așa ceva. Și dacă toate lucrurile astea le obții pentru că încep să alergi, cum povestea Andrei, înseamnă că trebuie să alerg. Da, foarte tare. Sunt oarecum blondă, după cum vedeți, deci eu prea multă gândire, creativitate n-am avut în spate la acel moment. Mintea mea a putut să ia o singură decizie. Dacă omul ăsta a alergat și e împlinit, înseamnă că eu trebuie să alerg ca să fiu împlinit. Și începând din a doua zi, am venit acasă, pentru că evenimentul era undeva în afara Bucureștiului și m-am apucat de alergat. Azi 50 de metri, mâine 100, tot așa, tot așa, până când am terminat maratonul de la București, moment în care am simțit o oarecare fericire, dar nu satisfacție personală la nivelul la care vorbea Andrei, am zis, ok, înseamnă că următorul nivel este nu doar să alerg, ci să fac 7 continente, cum a făcut băiatul ăla. Ok, deci ai mers pas cu pas, respectând rețeta în totalitate. Eu sunt modelul copy-paste, nu am inventat absolut nimic la acel moment. M-am uitat, m-am raportat la cineva care a avut rezultate și am copiat atât obiectivul cât și execuția. Am reușit să fac toate cele 7 continente, apoi am repetat din nou din modelul ce a mai făcut Andrei, triatloane. Păi înseamnă că și eu trebuie să fac triatloane. Și slavă Domnului, m-am oprit acolo. Ok. Prin urmare, am reușit să îmi planific foarte corect și să execut și să cer bani, adică să mă pun în situația de a cere sponsorizări, pentru că nu îmi permiteam să susțin financiar toate aceste lucruri. Le-am obținut și pe acelea într-un efort de care nu știam că sunt conștientă până atunci. În viața mea nu mă gândeam
Nici nu cred că știam unde e Antarctica localizată pe hartă, da? Păi să mă duc să alerg 100 de kilometri acolo. Și am trecut așa printr-o serie de transformări, pentru că e clar, una este varianta Adriana Estrate la 30 de ani în depresie, alta, varianta Adriana Estrate 10 ani mai târziu, care a obținut sponsorizări de peste 100.000 de euro, care a alergat sute de kilometri pe toate continentele acestui glob, care a organizat un traseu demn de cartea recordurilor, care a învățat să alerge, apoi a învățat să nuate, apoi a învățat să meargă pe bicicletă și multe altele de atunci încoace, evident. Cumva. Prin urmare, da, determinarea a fost foarte importantă și nici nu credeam că sunt în stare de o asemenea resursă. Nu credeam că e în mine așa ceva, dar iată că a fost nevoie de un context potrivit care să mă pună în această situație. Cumva la tine criza de 40 de ani a venit mai devreme, la 30, și ai folosit foarte, cumva foarte. perioada respectivă ca să o transformi în ceva De extraordinar pentru creștere și tine. dezvoltare. E o Da, creștere foarte importantă. Am folosit, din fericire pentru mine, bine că s-a nimerit așa, această perioadă pentru a investi foarte mult în mine, în resursele mele, a afla care sunt ele, pentru că mulți dintre noi nu prea știm care ne sunt resursele și ele sunt cele mai valoroase, pentru că ele ne fac să câștigăm bani, să fim fericiți, să fim prosperi, să fim iubiți, să fim apreciați, să fim onorați și câte și mai câte. Care ar fi, nu știu, două, trei lucruri pe care simți că le-ai învățat în procesul acesta de transformare? Nu știu, cele mai importante. Sunt sigur că sunt foarte multe, dar probabil sunt două, trei foarte importante pe care le-ai simțit și le simți în continuare pentru tine și pentru relația ta cu tine și cu cei din jur. Cred că cei 10 ani de experiențe pot fi reduși așa la 6 cuvinte, dacă vrei. Ok, bun. Mai întâi visează măreț, adică obiectiv. Apoi planifică corect, respectiv organizează-ți viața de zi cu zi astfel încât să poți să atingi acel obiectiv. Și ultimele două cuvinte ar fi execut acum. Adică nu amâna pentru 1 ianuarie, luni, sfântul nu știu care, sau să De se termine mâine. vacanța sau să înceapă vacanța sau tot așa. Deci astea 6 cuvinte cumva ar fi un sumar, dacă vrei, al acestor 10 ani. De ce spun asta? Pentru că gândindu-mă sau revizuind, mai bine zis, tot ce s-a întâmplat în acești 10 ani, a fost așa, mi-am dorit un obiectiv, am văzut sau am auzit, au venit către mine că ar exista niște obiective numite Antarctica, 7 continente, Polul Nord, Iron Man și așa mai departe. După aceea m-am dus către acele persoane care le-au atins, le-au făcut, le-au finalizat cu succes și am întrebat cum ați făcut treaba asta, aș vrea și eu. Și nu în ultimul rând, am trecut la treabă. Adică ce mi-au zis oamenii aia că trebuie să fac, asta făceam. Mi-au zis, vezi că trebuie, ai bani? Nu. Vezi că trebuie să te ocupi de sponsorizare. Ok, cum fac asta? Păi îți faci o pagină personală, nu profil de Facebook, că pe vremea era doar Facebook. Trebuie să vorbești cu toată lumea pe care o cunoști ca să obții, să le spui planul tău și să ceri bani, bineînțeles. Ei, eu mă duceam și executam fix lucrurile alea. Deci, în primul rând, obiectivul. Dacă nu avem un obiectiv, nici nu ne vom trezi dimineața plin de energie ca să tragem către acel obiectiv. Planificarea, pentru că trebuie să vezi cum încep, de unde începi, unde trebuie să ajungi și execuția. Ai vorbit foarte mult despre oameni și oameni care pe care i-ai urmărit și care te-au ajutat să-ți atingi obiectivele. Cât de important consider că a fost în drumul tău de până acum să ai oamenii potriviți lângă tine sau să, nu știu, să ai mentor, să ai persoane cu obiective mărețe care au trecut prin ceea ce tu vrei să faci și să te îndrume, să practic să
ars niște etape de a bâșbâi. Cât de important sunt mentorii? Pentru mine și felul meu de a fi este foarte important. Știu că sunt persoane care se lasă motivate de mentor modele și spun vreau și eu treaba aia. Sunt persoane care, în schimb, spun eu nu vreau modele, eu nu vreau să fac, să repet ce a făcut altcineva. Eu vreau să fiu eu modelul meu, să găsesc eu drumul meu, calea mea, să fiu original, ceea ce e foarte bine. Iată, avem exemple de genul ăsta, Steve Jobs, Elon Musk, Elon Zuckerberg sau cum îl cheamă. Da, Mark. Este Elon, pardon, Mark, pardon. Deci sunt și modele care se lasă influențate, dar sunt și modele, sunt persoane trendsetări care își lansează ei ideile proprii. Nu există o metodă potrivită, ci una cu care tu rezonezi cel mai bine ca fel de a fi. Pentru mine, existența acestor oameni, mentori, modele, m-a creionat incredibil de tare. Am avut mentori, uite, în proiectele financiare, am avut mentori în tot ce înseamnă educație financiară. În tot ceea ce eu am făcut, am avut mentor, pentru că întotdeauna mi-a plăcut să mă raport, să știu că există cineva cu rezultate excelente, iar asta mie mi-a dat încredere că și eu aș putea, dacă aș face ce au făcut ei, logic. Sau, mă rog, șorcaturi, dacă există șorcaturi, dar în primul rând, acești oameni au existat, au triumfat, au avut succes, iar pentru mine asta a fost incredibil, pentru că cu o parte din ei am putut să iau legătura, fiind compatrioții mei, conaționalii mei, am putut să-i contactez, am putut să avem relații de prietenie, de, nu știu cum să mentor și mentorat, sau nu-mi dau seama cum se numește, iar asta a fost mare lucru. Asta a fost modelul meu, dar nu înseamnă că toate persoanele trebuie să funcționeze așa. Mai mult de atât, de la mentor, am trecut la persoane care au sprijinit toate aceste demersuri, toate proiectele mele și, în general, e o bază de siguranță care sprijină proiectele noastre ambițioase. Oameni care, uite, pot fi sponsori, pot fi business angel dacă avem o idee măreață de un business măreț, pot fi părinții noștri, pot fi familia noastră, soția, soțul, pentru că dacă tu vrei să faci un proiect ambițios, ai nevoie de cineva care să te sprijine. Pentru că nu poți face și proiecte ambițioase și să fii și 24 din 24 alături de copiii tăi. Nu, că n-ai cum. Timpul e limitat și trebuie împărțit în cazul ăsta. Exact. Dar vine partenerul tău atunci și spune, mă ocup eu de problemele astea sau de lucrurile astea, tu acum concentrează-te pe ce ai important. Și e fabulos să fie așa, pentru că noi nu putem concepe să fim singuri. Și de cele mai multe ori oamenii, poate că mulți dintre noi am auzit treaba asta, oamenii când ajung pe patul de bătrânețe, pe patul de moarte, pardon, cel mai mare regret al lor este legat de persoane. Exact. De faptul că sunt singuri sau că n-au petrecut suficient față timp de cu... comportamente eronate față de oamenii din viața lor. Nu că n-au câștigat 3 milioane de euro sau nu cred că sau că mare n-au nimeni. lucrat 3 ore în plus în fiecare zi la Exact, dacă nu la a fost servici. la companie, n-a fost avansat manager, ci doar deputy sau eu știu eu ce. Da, N-au da, nicio da. Legătură treburile astea. Ca să nu mai zic că peste 10 ani se pot schimba titulaturile și... S-ar putea poate să nu mai existe. Nu se mai numește manager, uite, se numește chief happy officer sau Da, mai da, știu da. eu ce denumiri ori mai lucrarea până Chiar atunci. am auzit de titulatura asta. Spune-mi, te rog, am înțeles cât de importanți sunt și au fost oamenii în dezvoltarea ta și în drumul tău. M-ar mai interesa să aflu când ai devenit conștientă de utilitatea banilor și de nevoia de a eficientiza partea aceasta de finanțe personale. Pentru că tu, pe lângă faptul că, dacă nu mă înșel, ești singura femeie din România care a alergat pe 7 continente, ești și unul dintre primii promotori ai unui proiect foarte mare de educație financiară, despre care poate avem puțin timp să povestim. Sunt curios de unde ai început partea aceasta de educație financiară și cum se dezvoltă ea. Partea legată, proiectul, că îl pot numi de acum proiectul numit educație financiară, a venit de asemenea către mine, așa cum, eu știu, Dumnezeu, Universul, Creatorul, toate Creatorul a trimis pe băiatul ăla
cu speech-ul Andrei Roșu cu câțiva ani înainte, iată că și acest proiect a venit fix către mine. Cum? Eram angajată în BCR și primesc un mail adresat majorității celor din bancă: uitați, banca naște acum un proiect numit educație financiară, cine vrea să vină, să se înscrie, să așa. Eu deja terminam sau eram pe punctul de a termina proiectele sportive și odată cu asta cumva mi-am și dorit să schimb acazul, pentru că proiectele la mine au fost descoperiri, adică călătorii continue. Am început cu alergare, după care am spus, hai, poate sunt eu bună la alergat, hai să vedem dacă mai pot face și alte sporturi. Și m-am apucat să învăț în not și bicicletă, să merg pe bicicletă, ca să pot finaliza un concurs de Ironman, un triatlon. După care am spus, ok, poate sunt bună la sporturi. Așa, gene bune, am tras eu lozul câștigător la loteria genelor. Hai să vedem dacă aș putea aplica treaba asta și în alt proiect. Acum, uite, cum este partea de educație financiară. M-am dus acolo pentru că eu personal nu știam să am grijă de banii mei și mi-e rușine acum să spun, acum pot să spun că eram, cum să zic, mă împrumutam în fiecare lună. Nu știu cum se făcea, ce oferte, ce promoții se derulau în perioada respectivă. În fiecare lună? Dar în fiecare lună eu mă împrumutam, culmea, de la două colege care aveau salariu jumătate din cât câștigam eu. Mamă mie. În momentul... Bine, salariile sunt confidențiale Da, peste tot, mai normal. Puțin acolo unde se află. Și mai ales în momentele în care lumea e nefericită, bineînțeles că șeruiește absolut orice fel de informații, inclusiv salariul. Azi așa, mâine așa, până când mi-am dat seama că sunt un pic penibilă când am constatat această recurență din viața mea și am zis, măi, cred că e cazul să facem ceva diferit. Iată, a venit mesajul acela, mail-ul acela de invitație la programul Școala de Bani, unde m-am dus fără prea multe așteptări, pentru că nici măcar nu știam despre ce ar putea fi vorba într-un asemenea program. Atât de departe eram de aceste noțiuni. Am fost acolo vreo 2-3 luni, deși el a rămas întipărit în mintea mea și plantat deja semințe, dar eu respingeam cu vehemență: bine, mă, veniți voi să-mi spuneți mie cum să fac. Mie, care oricum mă împrumutam, dar nu contează, eu știu oricum mai bine, pentru că oamenii, în general, au două subiecte tabu, chiar și în zilele noastre: sexul și banii. Corect. Și nu sunt întâmplătoare deloc. Au foarte mare legătură una cu cealaltă. Și atunci noi nu vorbim despre sex sau despre bancă, noi știm. Adică nu știm noi cum să treabă. Adică, Și la cum una să nu și știm? la alta. Evident, evident. De asta suntem așa fericiți pe stradă, am Da, impresia, da, pentru da, că da, ne da. cunoaștem pe amândouă foarte bine. Și Să știi că m-ai făcut curios care e legătura între sex și bani, dar aștept până... mai e foarte simplu. Vezi cum stai la bani și vezi cum stai și partea cealaltă. Dacă amândouă sunt, Doamne ajută. Ești bine, ești fericit. Da. Și după 3 luni m-am apucat efectiv de treabă. Am zis, ia mă, ce spun cercetătorii britanici în domeniul educației financiare? Păi trebuie să faci așa, 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 ok. Și am început cu economisit, cu gestionat cheltuielile, gestionat în sensul să le cunosc, adică să le efectiv, să trec de dimineață până seară, ce covrig, Monitorizare. ce taxi, ce absolut orice. Lucru deloc plăcut, evident. Apoi am început să merg mai departe. Ok, zona de economisire, zona de investiții, am început să pun bani deoparte. Mai întâi, cum să zic, sume infime. Și eu lucram la bancă, deci aveam acces la toate produsele online, offline și așa mai departe. Eu mă duceam, pentru că am tiparul de personalitate spender, Și eu. și pentru mine era important să simt banii în mână. Pentru Corect. mine online era așa, un sac fără fund. Nu mai conta. Dar mă duceam în fiecare lună eu în agenția în care lucram. Scoteam banii de pe card, luam o parte din acei bani, adică îmi plăcea foarte mult să-i număr, că na, salariu, în prima zi de salariu ești Dumnezeu, una a doua Exact. ești
un din ăsta, un apostol, în a treia nu mai ești. Adică prinț și cerșetor. Exact. Și luam o parte din bani, mă duceam înapoi în agenție ca să-i pun pe nu știu ce cont de economii, ceva. Deci chestia asta putea fi făcută online, simplu, doar că e mai greu cu spenderii. Ei trebuie să vadă, să simtă, știi, simțul proprietății. Ca la imobiliare. Da, exact. Românii trebuie să avem case. Așa. Și am început să dezvolt, după care invitația din acel program a fost, ok, n-ați vrea să faceți asta cu clienții noștri? Iarăși m-am apucat să învăț mult mai multe decât oferea acel program, pentru că deja îmi plăcea și mă atragea domeniul și am ajuns în foarte scurt timp unul dintre cei mai activi profesori de educație financiară ai școlii de bani, proiectul de educație financiară al BCR-ului. Și îmi aduc aminte că la început mă rugam de colegii mei care făceau asta cu ceva experiență înaintea mea. Mă rugam de ei să mă ia și pe ei și pe mine la întâlnirile lor, pentru că nu aveam altă posibilitate de a intra în acest domeniu altfel singură. Și mă simțeam precum asistentele de la televizor din emisiunile acelea de noapte, nu mai știu cum se numeau. O blondă care râdea, nu spunea nimic, dar îmi doream foarte mult să fiu acolo și să învăț. Dar acumulai, și... da. Și acumulam, evident. Mă interesa foarte mult să văd dinamica, ce face trainerul. Adică mă duceam acolo nu din punct de vedere al informației care se share-uia, ci îmi dorea foarte mult să învăț dinamica, ce întreabă oamenii, care sunt întrebările lor de bază, ce cunosc, ce nu cunosc, cum răspunde un trainer, astfel încât să vorbească frumos, să le răspundă atent și așa mai departe. Și în scurt timp eram una dintre cele mai căutate persoane profesori de educație financiară, noi mergând la clienții corporate ai băncii și ținând cursuri companiilor care doreau să ofere asta angajaților proprii. Aș vrea să te întreb aici puțin, dacă îmi permiți. Care erau cele mai mari probleme sau provocări pe care le aveau clienții cu banii? Probabil semănau și cu provocările noastre la început de drum, că... Na. Da, corect. Eu am lucrat 11 ani în bancă, timp în care am avut de-a face cu clienții foarte mult. De ce? Pentru că am fost în acele divizii, în acele departamente care aveau legătură direct cu clientul. Suport vânzări și apoi partea de customer experience. În acești 11 ani, cred că am vorbit cu zeci de mii de clienți, e clar. Oameni care treceau, spre surprinderea mea, de fiecare dată prin același tip de probleme. Odată, nu înțelegeau noțiuni de bază legate de mersul banilor în economie, adică nu înțelegeau cum se calculează o dobândă. Da. Atât de simplu. Și de foarte multe ori vorbeam cu oameni care se auto-intitulau contabili. Spun că se auto-intitulau pentru că nu puteam să-i verific. Dar spuneau, Doamne, nu mă păcălești pe mine că eu sunt contabilă. Perspectiv, dobânda pe an e 10%, înseamnă că dacă ții banii 6 luni, vei primi 5%. Adică, logic, da, pentru da. Noi, cei care știm educație financiară. Pentru ea nu era logic. Pentru ea, adică pentru acest tipar de client care nu avea... 10% scrie, 10% să primești. 10% într-un an, da. Dacă ținem banii jumătate de an, vom primi jumătate din dobândă. Da. Apoi, oameni care, din păcate, nu au educație elementară, respectiv nu știm cum să vorbim unii cu alții, nu știm ce să întrebăm. Și vă spun așa, una dintre remarcile, întrebările care au rămas așa cumva în jurnalul meu de amintiri, sună un client la un moment dat și... mă întreabă, bună ziua, am sunat să întreb dacă ați băgat-o. Pe ea pe dobândă. Pe... Vreți să întrebați dacă de fapt banca a virat în conturile clienților ce? Dobânzile aferente? Păi da, asta am întrebat.
Păi știți, nu prea a Nu e ieșit același așa din lucru, gura da? dumneavoastră. Am auzit altceva. Deci nu avem educație elementară, din păcate. 7 ani de acasă, nici măcar nu știu cum să o numesc. Și trei, nu avem încredere în noi de fiecare dată, pentru că, evident, neavând educație, necunoscând elemente de bază, nu suntem mai ușor meniți să cădem în teoria conspirației. Ni se pare că cineva ne înșală tot timpul. Acum nu vreau să scuz băncile că nu ar avea comportamente poate abuzive, să spun uneori. Dar ni se pare chiar și atunci când nu e cazul, că noi suntem înșelați, mințiți, sigur, e ceva la mijloc, ne păcăliți, ne faceți, ne dregeți. Dar contractul l-a Înțeleg. citit. Păi... Da. Da. Ai observat, te Astea rog. sunt lucruri care ne lipsesc cu desăvârșire și după atâția ani de bancă, mai ales venind în spiritul acestui program de educație financiară, s-a potrivit mănușă și faptul că eu am lucrat atât de mulți ani cu clienții și cunoscând exact întrebările lor, lipsurile lor, mi-a venit foarte simplu să devin un profesor și să încep să transform toată experiența asta acumulată în bani și întrebările oamenilor legate de bani. Mi-a venit foarte ușor să le traduc, să le transform, să le traduc într-un limbaj atât de simplu încât toată lumea să-l înțeleagă. Este adevărat că banii, mulți, puțini, cantitatea este și ea poate importantă, ne impactează fiecare aspect al vieții? Bineînțeles. Lipsa lor ne influențează fiecare aspect al vieții, excesul lor ne influențează fiecare aspect al vieții. Când nu îi avem, bineînțeles că nu putem spune că avem o sănătate în regulă, pentru că nici măcar nu o putem verifica, nu ne permitem, nu putem permite atâtea analize, nu putem plăti atâtea analize medicale să vedem dacă suntem sau nu în regulă. Ne influențează educația noastră a copiilor noștri, pentru că nu ne permitem școli sau studii liceale, post-liceale, universitare mai bune. Nu mai zic de, eu știu, petrecut timp de calitate împreună, într-o vacanță sau, eu știu, să vedem nu știu ce în altă țară, habar n-am, acces la multe alte lucruri care au loc pe acolo. Nu ne putem onora proiectele ambițioase, că ce proiecte ambițioase dacă eu sunt de azi pe mâine, nu știu ce mănânc mâine sau luna viitoare, nu știu dacă o să mai am serviciu, ci despre ce vorbim. Și ar ajuta foarte mult să ne educăm financiar, pentru că nu e atât de greu. Nu e atât de greu. Dacă eu am putut să fac asta și clienții cu care și eu am stat de vorbă și tu ai stat de vorbă și amândoi avem deja suficiente confirmări că nu vindem gogoși, nu vindem rețete magice, nu facem nimic de genul ăsta, ci niște lucruri elementare, eu cred că toată România se poate educa financiar, iar o Românie educată financiar, eu cred că va fi o Românie mai cu încredere în ea, cu rezultate incredibile. Și Și mai chiar avem tot ce prosperă. Avem de toate, avem resurse inimaginabile, mai ales acum în era internetului, nici nu mai poate fi vorba. Adică nu mai putem avea această scuză. Ce crezi Putem că ne folosi lipsește? altele, dar nu asta. Ce Ne crezi că ne lipsește lipsește? încrederea în propria persoană. Mulți dintre noi nu avem încredere în noi. Nu doar legat de bani, pentru că asta e În o general. consecință. Faptul că nu avem bani e o consecință a faptului că nu avem încredere în noi, că nu avem educație, nu știm cum. Și culmea, să știi că am mai întâlnit persoane care acum de 2, 3, 5 ani, de când au apărut cursurile de programe de educație financiară, spun, mai am cumpărat tot, am citit tot, nu înțeleg cu ce trebuie să încep. Deci acum vine, poate pentru cei care au intrat deja în lumea asta a educației financiare, acum intervine ceea ce se numește obezitate informațională. Mai Adică multe. acumulez, 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 dar nu, toate acele informații nu au o structură pe care să se așeze. Uite, tu te duci în sertarul economii, tu te duci în sertarul cheltuieli, tu te duci în sertarul investiții și tot așa, încât ne trezim că nu mai știm cu ce. Adică, ok, deci eu ce fac de mâine?
Exact. Care era primul pas? Și aici, poate interesant, este intervenția unui coach financiar, care Categoric. pe baza Categoric. experienței pe care o are, tu ai deja o structură, de fapt nu ai încă o structură, dar ai elementele de bază, dar Da. e prea complicat puzzle-ul și ai nevoie de cineva care să te ajute să pui Să piesele. ordoneze, da, să ordoneze un pic. Stai, mă, să... Hai să aprindem lumina în camera asta cu Exact, multe informații, exact, să vedem ce dulap punem asta. exact. Și e foarte bun un coach financiar aici, pentru că, nu, de aia e coach. Dacă este și un coach acreditat, are niște metode, are niște instrumente, are, slavă Domnului, experiență, du-te la el. Adică dacă ai încercat singur și nu a ieșit nimic, încearcă și varianta asta. Exact. Ce o să fie? Ai o șansă de a reuși. Se poate să nu reușești, că na. Și aici sunt oameni și oameni. Exact. Așa cum sunt preoți și preoți, primari și primari, doctori și Medici, doctori. medici, exact. E o Și meserie. Na, chiar până la dacă nu urmă. ți-a ieșit la primul, mai încearcă, că na, Evident. sunt mai multe variante. Totul e, cred că diferența așa între oamenii care reușesc și oamenii cărora le e mai greu, e pe de o parte acțiunea, să faci exact ce spuneai și tu, unul din Da. lucrurile determinante. Și al doilea este să ai pe cineva care să spună cumva ordine în dezordine și niște obiective foarte clare. Pentru că zona asta de finanțe personale și de educație pleacă tot de la obiective, mă leg de ce spuneai la început, 7 continente, triatloane, maratoane și așa mai departe. Ce mai vreau să te întreb? Banii sunt buni sau răi? De... Tinde. Știi ce cred eu? Că un lucru pe care eu îl folosesc în cursurile mele este așa. Indiferent cine ce vorbește, indiferent ce instrument este pus pe masă, de educație financiară, de psihologie, neuroștiințe, nici nu mai contează. Nimic nu este bun sau rău. Fiecare din toate aceste instrumente sau oameni este și bun și rău. Fiecare din tot ce există în lumea asta are și o parte bună și o parte rea. O întrebare mai bună este comparativ cu ce? Bun sau rău comparativ cu ce? Sau bun sau rău mă ajută pe mine, care e obiectivul meu? Mă ajută la obiectivul meu sau nu? Prin urmare, pentru mine banii sunt buni, adică logic. Hai să reform. Suficient de multă experiență acum încât să zic, pentru mine banii sunt buni. De ce? Pentru că acest instrument, adică acest efect, că e un efect, fac ceva și am bani. Nu mă duc după bani, pur și simplu. Dar pentru mine faptul că au venit către mine ca urmare a planului pe care eu l-am avut, a valorii pe care eu am adus-o și care, uite, în schimb mi-a oferit bani, adică cursuri, coaching, tot ceea ce eu fac, proiecte, pe mine mă ajută să-mi duc la îndeplinire planul Prosperitate 360. Mă ajută să fac sport calitativ, în sensul că am suplimente, în sensul că am acces la săli, în sensul că am acces la antrenori. Mă ajută la sănătate, prin urmare, mă ajută să mănânc lucruri de calitate, de câteva ori, poate de multe ori, mai un lucru de calitate înseamnă și un lucru un pic mai scump. Mă ajută la educație, îmi oferă acces la foarte multe programe de educative, inclusiv cursuri de educație, pardon, financiară, master mind-uri și master-uri și cursuri peste cursuri. Mă ajută la o relație mai bună și la relații mai bune cu cei din jurul meu, pentru că îmi permit eu și partenerul meu să mergem în locații în care să petrecem foarte frumos. Nu că n-am putea să petrecem și în România sau acasă. Ne ducem împreună cu prietenii noștri, cu familia noastră, putem să oferim cadouri minunate celor din jur. Și nu în ultimul rând, onorează toate proiectele ambițioase pe care eu le am. Adică fără bani n-aș fi putut să merg în Antarctica, n-aș fi putut să visez, să aspir la lucruri mărețe pentru mine. Cumva mă gândeam să reformulez întrebarea mea. Banii îi fac pe oameni mai buni sau mai, nu neapărat mai răi, mai egoiști? Nu știu. Lucrurile din jur amplifică ceea ce suntem deja. Exact.
dacă eu sunt un om malițios, toxic, narcisic sau narcisistic, faptul că am bani nu o să mă transforme într-o perioadă, într-o persoană persoană bună, mai bună, nici da, de cum. O să amplifice și o să devin și mai toxic și mai narcisic. Am înțeles. Fără niciun fel de problemă. Hai să Dacă sunt vorbim o persoană bună, da? Banii mă vor face o persoană și mai bună, și mai pentru că bună. voi putea contribui, ajuta cu ei și mai mult față de cum o fac deja. Exact. Vreau să revenim la tabu, că mi-a plăcut foarte mult și partea asta din conversație. Sper că nu sexul, nu, nu. Vorbim de partea de discuții despre bani între oameni. Spune-mi, te rog, hai să vorbim un pic de bani în cuplu. E oare subiectul acesta banilor tabu și în cuplu? Sau noi ca oameni într-un cuplu tindem să vorbim mult mai mult despre bani decât am vorbit poate în alte contexte? Cum Păi, vezi tu lucrurile aici? întrebarea legată cum ajută cuplul să vorbim mai mult despre bani e ca întrebarea cum te ajută banii să fii o persoană mai bună. Okay. Cuplul reprezintă doi indivizi. Exact. Doi indivizi care, dacă ei nu au obiceiul de a vorbi despre bani, ei cu ei înșiși, apropo de cartea lui Adriana Sultanie, Dragă, unde-s Unde-s banii? bani? Mm-hmm. Doi indivizi se pot întreba pe ei înșiși mai întâi. Dragă, unde-s banii? Dragă Adriana, unde-s banii? Corect. Lucru pe care de multe ori m-am întrebat la finalul lunii, pe mine însă. Așadar, cuplul reprezintă doi indivizi care aleg să-și petreacă timpul împreună. Dacă acești doi indivizi nu au educație financiară, cuplul nu va avea educație financiară. Cuplul, din punctul meu de vedere, este menit să crească, să potențeze, să construiască mai mult decât ar putea construi cei doi indivizi separat. Și să spunem că sunt doi indivizi superbi. Împreună, acești indivizi vor crea mai mult decât vor face fiecare dintre ei. Referindu-ne la bani, dacă amândoi au educație financiară și discută despre bani și comunică și își pun pe tapet și bune și rele, au valori comune, bineînțeles că împreună vor reuși să facă mult mai multe. Dacă, în schimb, ambii, cei doi indivizi sunt săraci din punct de vedere financiar, din punct de vedere informațional, din punct de vedere comportament financiar sau unul dintre ei este sărac, dintr-o dată cuplul nu mai poate realiza la fel pentru că e acolo o parte care trage în jos sau chiar ambele. Și da, în cuplu, din tot ce am întâlnit până acum, din toți anii ăștia, există un tabu legat de bani. Culme. Eu am crescut cu convingerea că așa a fost în Brăila anilor 1980. Cuplu însemna soț-soție care, evident, aveau un buget comun. Eu așa am crescut. Nu știu dacă așa era în fiecare casă la vremea respectivă. Ei bine, astăzi, adică, mă rog, de 10 ani de când sunt mai atentă la ce se întâmplă în jurul meu, observ că nu există o rețetă în acest sens. Sunt cupluri care vorbesc despre bani, au banii la comun și sunt ok. Sunt cupluri care nu vorbesc despre bani, sunt cu bugete separate și sunt ok. Și cupluri unde nu vorbesc și nu sunt ok. Cupluri care cel mai adesea vor sfârși prin divorț dacă nu fac ceva în sensul ăsta. Pentru că nu știu dacă știi, dar unul din predictorii cei mai mari de divorț este felul în care gestionăm banii în cuplu. Deci faptul că ne înșelăm unii pe alții, adică ne ducem la un al treilea, al patrulea partener, nu e atât de periculos pe cum e faptul că nu vorbim despre bani. Ok, ce super să vezi. interesantă abordarea. Da, Da. da, da, da. Și e păcat. Și în cursul pe care eu îl am, în momentul în care ajungem la discuția despre bani în cuplu, nu vreți să știți cam câte... Este partea care adună cele mai multe feedback-uri. Cele mai multe. De genul, mi-a plăcut și am introdus în cuplul nostru așa, sau m-a pus pe gânduri, am început să discut cu partenerul, partenera și să știți că nu au fost reacții foarte bune. Deci cele mai multe reacții pentru că, evident,
Deci e subiectul cu cea mai aprinsă discuție și probabil lipsa echilibrului este mai accentuată în zona aceasta de finanțe personale în cuplu. Da. E adevărat, în general, în cuplu, că tendința este ca unul dintre parteneri să fie spender și celălalt să fie saver? Și pentru că dacă ar fi amândoi spender sau amândoi saver, cred că... N-ar fi o problemă. Nu știu, dacă ar fi amândoi spenderi, n-ar fi o problemă unde ar pentru putea... ei, între ei, în dinamica lor, ar fi o problemă pentru aia din jur, aoleu, iar trebuie să le plătim ăstora datoriile. Dar ei, între ei, n-au nicio problemă, că ei sunt pe Exact, aceeași lungime de undă. Exact. Cum se gestionează, cum se poate gestiona situația asta în cuplu? Mai, într-adevăr, personalitățile financiare sunt diferite, așa cum, bineînțeles, noi suntem ca oameni diferiți. În primul rând, cred că o idee bună e să începem cu ce Dumnezeu înseamnă personalități financiare. De personalități financiare nu sunt niște VIP-uri care au foarte mulți bani și așa, ci sunt niște comportamente care de obicei se duc în zona spender, comportamente care se duc în zona de saver sau, eu știu, călugăr sau, eu știu, investitor sau, mă rog, normal, na, poate comportamentele securizante financiar. Și atunci, hai să vedem, mă, stai un pic, tu ce ești? Pe tine te cheamă Maria. Ok, tu, Maria, ce ești? Păi, cam spender, așa. Iertați-mă, fetelor, cele care nu sunteți spender. mie îmi place să iau pantofi. Mai multe perechi. De În fiecare lună. Exact. Dacă tu, Maria, ai un partener, să spunem, Gigel, care săracul nu știe ce să mai taie de pe listă în momentul în care te vede pe tine cu rafturi întregi de pantofi și rafturi întregi în care ai 10 perechi de pantofi negri și tu insiști că ei nu sunt la fel, Da. El o să intre în depresie în curând și dacă nu ajungeți să vă înțelegeți, să agreați anumite lucruri în comun, bineînțeles că o să se rupă această relație, pentru că săracul om vrea să-și cumpere 3 case, 7 mașini, eu știu, nu știu câte investiții, dar n-are loc de tine, că nu poate. Nu mai rămâne nimic după nu iPhone. Mai are ce, că s-a dus cardul cu totul. Am înțeles. A intrat în overdraft. Dinamica e foarte interesant de urmărit. Este foarte interesant de urmărit, bineînțeles, și dacă nu ne ducem în zona respectivă, cuplul nu are șanse foarte multe. Iarăși, un alt lucru. Și bineînțeles că, na, ok, să spunem că suntem personalități diferite, ce facem? Ok, e bine că știi cum ești. Asta e mare lucru. Pasul următor este, ok, unde este punctul comun? Unde ne putem întâlni? Adică și tu ești spender, ok, dar vezi că rămâi fără bani și te împrumuți. Tu ești saver și te duci la cumpărături și iei jumătate din listă că ți se pare că oricum mai ai, mai vine mama, mai aduce, mai completează oul și cu nu știu ce. Trebuie să vă găsiți drumul la mijloc. Dacă vreți să rămâneți un cuplu, că dacă valoarea poșetuță este mai mare decât valoarea cuplu, înseamnă că tu vei rămâne cu poșetuțele, cuplu se destramă. Corect. Și atunci, calea de mijloc întotdeauna. Tu ce poți să renunți? Tu ce poți să mai adaugi pe lista ta ca să nu fie nici ca tine, nici ca mine? Iarăși, următorul lucru pe care îl putem face este să ne stabilim, domnule, uite, hai că noi suntem diferiți, ok, care sunt valorile noastre în comun? Ce ne dorim? Care sunt valorile tale? Care sunt valorile tale? Și hai să vedem dacă ele coincid, pentru că dacă nu coincid, nu coincid. Da. Nu ne mai chinuim să vorbim despre bani, că nu coincid. Corect. După aceea, na, să adaptăm aceste lucruri și discuții despre bani la etapa de relație în care suntem. Una este să fim la începutul relației, când dinamica dintre noi, energia dintre noi e diferită. Atunci, cred că e prea devreme să vorbim despre buget în comun, însă atunci putem să începem să-l cunoaștem pe celălalt. Măi, ia să-i pun eu niște întrebări cheie. Ce vrei să faci de la viață? Care sunt obiectivele tale financiare? Deci ne cunoaștem.
Și când ne cunoaștem, nu întrebăm ce cafea îți place cel mai întrebăm tare și asta. Culoare. Și inclusiv zone despre buget și bani, putem să întrebăm cum sunt părinții tăi? Care au fost comportamentele financiare ale părinților tăi? Tu cum ești față de ei? Ești la fel? Ești diferit? Să avem un pic încredere să intrăm și în zonele astea mai lăsate așa la final, pe principiu lasă că ne căsătorim și atunci sigur o să fie diferit. Nu o să o se să schimbe. Fie diferit. Crede-mă, nu se va schimba nimic. Dacă suntem în etapa în care, ok, ne-am cunoscut un pic, zicem că merită să trecem mai departe, ajungem să fim un cuplu. După care ajungem să ne mutăm împreună. După care ajungem să facem o familie împreună. Deci sunt etape diferite în care comportamentele legate de bani sunt diferite. Că sunt adaptate perioadei de cuplu în care suntem la momentul respectiv. Fiecare din această etapă are comportamente diferite și ar fi bine să le onorăm atunci, să nu sărim etapele. Ai, nu știu, câteva recomandări. E greu, nu știu, cuvântul recomandare mie nu-mi place foarte tare, dar altceva mai bun nu am în momentul acesta. Câteva lucruri pe care cuplurile ar trebui să le facă împreună cu privire la bani sau modalități de abordare asupra banilor, nu știu, poate bugetare, poate împărțirea cheltuielilor. Uite, eu mă ocup de întreținerea casei, tu te ocupi de partea de dezvoltare sau de altceva. Nu știu, sunt anumite lucruri pe care cuplurile le pot face mai bine sau mai conștient cu banii ca să le fie mai bine și lor în relație și să poată să crească și să aibă și resurse să investească în valorile lor, că am discutat despre toate lucrurile acestea. Cu siguranță da. Și aici material de discuție este, cred că, ore în șir. Ca punct de pornire, să spunem, în acest plan de antrenament al banilor în cuplu, cred că cel mai bine este deschiderea comunicarea. Măi, știi că noi n-am vorbit despre bani? Niciodată. Hai să deschidem acest subiect și să vedem ce facem, pe unde suntem noi, ai cui suntem noi în viața asta financiară. Să stăm efectiv fără emoții, dacă se poate, în discuția despre bani, ci să fie cât mai obiectiv. Uite cum ești tu, uite cum sunt eu, cum ești. Ne alegem câteva subiecte, să spunem, din asta, cum ar fi. Tu ce vrei să faci cu banii? Tu ce vrei să faci cu banii? Cuplul nostru de ce are nevoie din punct de vedere bani? Deci mai întâi stăm împreună și ne deschidem. Adică considerăm că e un subiect pe care vrem să-l dezbatem. După aceea închidem emoțiile. Adică mai discutăm obiectiv, e clar. Indiferent ce punem pe masă acum, poate nu suntem cei mai buni comunicatori, nu știm cum, dar indiferent ce punem pe masă, promitem că nu ne enervăm acum. Mai târziu. Lăsăm să treacă o săptămână, să vedem cum se așează informația pe care o aflăm de la celălalt și o repunem pe tapet. În al treilea rând, cred că e bine să începem cu discuțiile de genul cât câștigăm fiecare. Dacă vorbim de o familie și hotărâm că banii sunt la comun. Comun. Pentru că dacă banii nu sunt la comun, și acolo putem avea discuții, bineînțeles, respectiv, ok, nu sunt banii la comun, dar avem niște cheltuieli comune, stăm amândoi în aceeași locuință, care costă niște bani, utilități și așa mai departe. Cum vrem să facem? Vrem să punem banii jumătate-jumătate? Poate da, poate nu. Dacă este nu, nivelul discuției poate să meargă până acolo încât, păi, tu câștigi 1000 de euro, să spunem, eu câștig 10.000 de euro. Evident, dau niște exemple exagerate, poate. Mie nu-mi convine să punem la jumate, pentru că eu am 1000 de euro, 1000 de lei, tu ai 10.000 de lei. Hai să facem procentual 10% din salariul meu, 10% din salariul tău. Poate e mai corect așa. Poate fi. Iarăși, aici, fiecare dintre cei doi cuplu trebuie să testeze metoda care rezonează foarte bine pentru ei. Că nu e o rețetă, ci e cum ne simțim amândoi foarte bine. Și cu cât lucrurile... Sau care este acea alocare, să spunem, care să ne facă pe amândoi cât mai împliniți, cât mai fericiți. Și cu cât lucrurile sunt mai clare, cu atât
avem o parte din frustrare sau din nemulțumirea care cumva e inevitabilă când lucrurile nu sunt discutate, începe să dispară și relația poate să crească și să meargă la nivelul următor. La următorul nivel, bineînțeles că noi ne spunem, să spunem că suntem în etapa de cuplu, cea înainte de a forma o familie. Și încă suntem cu bugetul la separat. Să spunem că avem un buget comun referitor la cheltuielile, știu, lumina, întreținerea, nu știu ce mai vine acolo, rata, la casă, ce-o fi. Și sperăm să trecem la nivelul buget la comun. Dar noi nu deschidem acel subiect. Că știi, încă nu suntem, încă e o zonă gri așa pe acolo, încă nu știm, anticipăm sau credem, ne presupunem că celălalt vrea sau nu vrea, dar mai așteptăm așa că ne e teamă să punem subiectul pe masă, că dacă se supără celălalt pe mine, păi nu mai bine se supără acum? Vrei să fii căsătorită și cu un copil, 2, 3, să se supere atunci? Adică bănuiesc că nu vrei să treci mai departe dacă se supără, ar fi mai bine să discutăm acum. Încredere că trebuie să pui pe masă subiectul, na? Presupunerea că lasă, că știi tu că se va schimba, lasă că dacă aveți doi copii, n-are cum să mai păstreze banii pentru el. Păi, ba da, dacă e zgârcit, va păstra banii pentru el, crede-mă. Deci cu cât se deschide discuția mai repede, cu atât mai bine și cu atât lucrurile pot fi mai clare pentru amândoi dacă mergeți în aceeași direcție sau valorile sunt divergente și... Bineînțeles, bineînțeles, pentru că tu nu vrei, nu că tu nu vrei, poate tu vrei, dar tu vrei pentru că nu ești obiectivă. Mă refer la fete, că eu sunt fată, de asta mă empatizez mai ușor cu situația lor. Nu vrei să treci în următoarea etapă a relației, numită familie, care înseamnă căsătorie, copii, 1, 2, 3, poate, sau nu, dar nu vrei să treci în următoarea etapă fără să fie clar acest subiect, fără să fie clar cum o să fie cu banii, cum o să fie cu împărțirea cheltuielilor, cum o să fie, știi, banii pentru mama ta, tatăl tău, îi ajutăm, nu-i ajutăm, cât? Din bugetul nostru comun sau din banii tăi sau din banii mei, cum facem? De ce? Pentru că în momentul în care tu te căsătorești cu celălalt și descoperi că soția ta sau soțul tău are 10 frați pe care îi ajută financiar și n-ați pus în comun subiectul ăsta, dar ce să faci? Sunt frații lui, au probleme, trebuie să-i ajuți. Iarăși, prin surprindere. Iarăși, ce se întâmplă dacă unul dintre noi moare? Nu ne dorim, da. De fiecare dată când pleci cu avionul, ți se face acest instructaj. În caz de, ce facem, da? Ei, și noi, unde este planul nostru de urgență? Tu rămâi fără job, să spunem. Ok, să spunem că ți-au o lună, două, trei, 10, 15, ce se întâmplă? Ești de acord să mă susții în acea perioadă? Păi nu prea. Ah, ok. Mulțumesc! Sau, deja au trecut 6 luni, eu nu mi-am găsit de lucru. De la câte luni încolo celălalt consideră că poate tu nu vrei să-ți cauți de lucru? Mama mia, discuții foarte grele, dar trebuie făcute. Dar trebuie făcute, da, pentru că, știi, dacă nu sunt puse pe masă, ele nu există. Dacă nu există, nu poți să bagi mâna în foc să zici, vai, dar m-a dezamăgit celălalt. Păi când? N-ați discutat. Când te-ai amăgit, mai bine zis. Iarăși o chestie pe care poate soții nu informație pe care nu o cunosc în momentul în care noi suntem căsătoriți și, Doamne ferește, se ajunge la divorț. Păi veniturile nu se împart jumate-jumate. Decât la amiabilă. Dacă amiabilitate nu mai există în acel moment și soțul spune, păi stați un pic, onorată instanță. Eu am câștigat 10.000 de euro, ea a câștigat 1.000 de euro. Păi de unde până unde jumate-jumate? Nu există, nu. Corect. Se împarte la 11 părți, tu iei a 11 parte, eu iau 10 părți. Corect, corect. Sunt discuții foarte complicate, dar necesare și cu cât e mai deschisă discuția și fără prea multe emoții, și deși e destul de greu, cu atât
cuplul are șansa să evolueze foarte mult. Ce aș mai vrea să mai adaug aici ar fi importanța și asigurărilor, pentru că spuneai de a duce în discuție ce faci în cazul în care partenerul, nu știu, doar la nivel de discuție. Și aici o parte din riscurile acestea pot fi acoperite prin zona de asigurări, fie că vorbim de asigurări de viață, asta cu atât mai mult cu cât, nu știu, ai persoane dependente, ești căsătorit, ai copii, sau asigurări medicale pentru, nu știu, probleme mai mici sau mai mari în funcție de nivelul de acoperire al fiecăruia. Dar toate lucrurile astea trebuie discutate. La un moment al relației, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Și nu ar trebui lăsate lucrurile la voia întâmplării, că lasă că merge așa. Sunt foarte multe lucruri care frustrează și subiectul acesta al banilor, cum spuneai, este unul din subiectele care de cel mai multe ori duce la despărțiri și la divorț și la discuții interminabile. Cum spuneai, subiectul banilor în cuplu e foarte, foarte vast și se poate vorbi foarte, foarte mult despre el. Noi am încercat astăzi doar să-l atingem foarte puțin și exact, un mic teaser. Eu împreună cu Adriana pe 11-12 martie vom organiza conferința de finanțe personale Start Invest. Pe parcursul acestei conferințe, Adriana va avea un modul fix despre bani în cuplu, în care va da mult mai multe detalii despre gestionarea banilor, ce întrebări să punem, la ce să fim atenți și cum ne putem face un plan în cuplu pentru a ne fi mai, a ne fi mai bine. Vom reveni cu detalii cât de curând despre partea aceasta organizatorică și îmi doresc încă o dată să-i mulțumesc Adrianei pentru faptul că a acceptat invitația de a participa și la a doua ediție a acestui eveniment. Cu mult drag, cu mult drag. Abia aștept. Și eu. E un subiect care mie personal îmi place foarte, foarte mult și îmi place și mai mult să urmăresc reacțiile oamenilor atunci când anumite întrebări îi fac așa cum să caște niște ochi, pentru că nu s-au gândit la acest aspect. Și cu atât mai mult este de impact și poate să facă diferența. În general, eu cred că prezentările, trainingurile, nu știu, prelegerile foarte bune sunt cele în care pleci cu mai multe întrebări, nu neapărat cu mai multe răspunsuri. Și da, încercăm să facem. Ne apropiem de încheiere și aș vrea să te mai întreb câteva lucruri despre educație, despre câteva lucruri pe care tu le-ai observat în continuare. Este importantă educația și formală și informală și educația continuă în viața noastră sau, hai să vorbim despre tine, a fost educația și este educația un pilon de bază în dezvoltarea ta? Categoric. Categoric și cumva în acești 10 ani de schimbări pentru mine, de o variantă mai bună, educația a fost pe primul loc. Mai întâi educația sportivă, educația legată de nutriție, somn și așa mai departe, care tot din sfera sănătății vine și asta a avut legătură foarte mult cu sportul, pentru că trebuia să fac ceva care să mă ducă la îndeplinirea acelor proiecte super ambițioase. Apoi, educația soft, să-i spunem, faptul că am învățat despre, ca să pot să livrez educație financiară, a trebuit să învăț despre bani, pardon, despre oameni și comportamentele, cum luăm noi decizii. Iar asta a însemnat coaching, sunt un coach acreditat, a însemnat psihologie, a însemnat neuroștiințe, team coaching și multe noțiuni din zona asta. Asta pentru mine a fost așa definitoriu cumva. Faptul că învățăm despre oameni și cum funcționează ei, cred că ne ajută în orice domeniu al vieții noastre. Da. În orice domeniu, vă jur. Deci dacă alegeți o zonă, o direcție de dezvoltare, alegeți cum funcționează omul. Corect. Apoi, nu mai zic educație financiară, unde deja mi-am rafinat cunoștințele legate de bani, de investiții, de toată zona asta. Și în continuare am foarte multe, foarte multe proiecte pe zona de educație. Pilonul ăsta este unul din cei 7 piloni din programul 360. Adică fără educație nu putem ajunge prosperi. Putem avea școala vieții, putem avea, nu știu, altceva, dar care nu strică, logic. Dar
a rafina cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult, e din ce în ce mai bine și asta ne ajută la prosperitate, pentru că ce să vezi? Apare noul telefon, noua mașină Tesla, noul Google, noul nu știu ce. Noi toți ne dorim gadgeturi din ce în ce mai updatate și avem impresia că dacă noi nu ne updatăm, nouă ne va fi bine? Nu. Nu! Și noi suntem un obiect pe care cineva îl dorește. Cum ar fi angajatorul, business partnerul, soțul, soția? Păi și noi trebuie să facem update de fiecare dată. Și cum facem asta? Învățând, că nu avem altă șansă. Corect. Partea aceasta de educație, așa cum spuneai și tu, cred că este una din zonele care ne îmbunătățește garantat, nu folosesc cuvântul garantat, dar aici simt nevoia să-l folosesc, fiecare aspect al vieții. Fie că vorbim de educația financiară, educația de cuplu, educația în zona de somnului, a nutriției, sănătate, a sănătății, toate lucrurile acestea adunate vin să ne îmbunătățească viața și totul cumva se învârte și în jurul banilor, dar și în jurul educației. Și cu cât înțelegem mai mult lucrul acesta și cu atât investim mai mult în educație, că practic investiția în educație este o investiție în noi, reușim să ne upgradăm și să fim o variantă mai bună a noastră și pentru partea profesională și în cuplu și noi cu noi, că și aici e o zonă foarte importantă. Dacă ne rămânem tot în zona aceasta de educație, mie îmi place foarte mult să citesc și din păcate sau din fericire, am descoperit cititul aproape după terminarea facultății și cred că din momentul respectiv am citit mult mai multe cărți și am acumulat mult mai multe informații decât până atunci. Poți să-mi dai exemplu mie și ascultătorilor noștri de una, două cărți care ție ți-au schimbat viața profund sau care te-au ajutat să înțelegi mai bine un anumit domeniu, fie că vorbim de domeniu financiar, fie că vorbim de nutriție, de sport, de nu știu. Sunt autori pe care mai degrabă i-aș recomanda, pentru că tot ce scriu ei merită citit. Unul este Gabor Mate. Asta apropo de cunoașterea omului și a noastră. Apoi aș mai recomanda Sapolsky, care are două cărți, să spunem, cele mai cunoscute, De ce zebrele fac ulcer? Și încă una care se numește Behave. Sunt niște cărți mai grosuțe, așa, cum să zic. Și tot din categoria asta, Kahneman, celebrul autor, laureat Nobel, sistemul care vorbește despre sistemul 1, sistemul 2, sau denumirea, mai știu cum se numește cartea. O am pe aici, e o carte tot așa de 600-700 de pagini. Exact. Deci toți acești trei autori vorbesc despre cum funcționează omul. Culmea, Daniel Kahneman este psiholog, însă el a luat Nobel pentru economie. De ce? Pentru că a cunoaște omul, bineînțeles că te duce, uite, în aplicabilitate, în economie, în deciziile noastre de zi cu zi. Și sistemul 1, sistemul 2 de care el vorbește are legătură cu acel sistem elefant călăreț pe care poate noi îl știm că l-am mai auzit l-am și mai la auzit. Paupianu și ni se pare mai cunoscut. E același lucru, doar că se numesc diferit. Diferit. Ce să zic? Sunt niște autori pe care eu îi recomand maxim. Pe doi dintre ei știam, pe Sapolsky nu am citit nimic de la el, dar am adăugat pe lista de citit. Dacă ar fi să te întorci un pic în trecut și dacă ai putea să-i dai câteva sfaturi Adrianei la 20 de ani, poate mai mult din zona aceasta financiară, ce sfaturi i-ai da? Sau avem poate printre ascultători persoane de 20-25 de ani care sunt la început și în viață și în zona de finanțe personale, care ar fi două, trei sfaturi pe care ai fi vrut să le știi, niște lucruri pe care ai fi vrut să le știi și te-ar fi ajutat foarte mult dacă le-ai fi știut la 20 de ani? Draga de Adriana de 20 de ani. Da. Draga de ea. Cred că mi-ar fi plăcut, dacă m-aș întoarce de fapt acum în timp și aș întâlni acea persoană slăbuță și lipsită de încredere în propria persoană, i-aș spune că în viață de acum are două opțiuni.
are opțiunea de a cheltui fiecare ban pe care îl are ca să dețină tot ceea ce și-a dorit când a fost mică. Respectiv, mie mi se părea că simbolul bogăției la 20 de ani este să ai o sacoșă întreagă de șosete, de ciorapi. Eu așa am înțeles până la vremea respectivă, pentru că eu nu aveam ciorapi suficienți. Așa mi s-a părut, nu știu de ce m-am legat de ciorapi, dar prin urmare, când am început să câștig bani, eu îmi luam foarte mulți ciorapi. Deci, prin urmare, sunt două căi. Fie să-și cheltuiască fiecare bănuț pe orice fel de lucruri care n-au însemnătate, doar pentru că a fost privată de acele lucruri toată viața, sau are opțiunea de a pune cât mai mulți bani deoparte și de a învăța despre investiții, pentru că cu cât ai mai mulți bani deoparte și investiți, cu atât acei bani cresc mai mult pentru tine, iar la 30 de ani, în felul ăsta, să fie independentă financiar, dar va trebui să se chinuiască 10 ani de zile. Dar după 10 ani de zile, toată viața va fi a ei, dacă are răbdare să urmărească acest plan. Deci și să afle despre finanțe personale și să încerce să economisească, să câștige și să economisească cât mai mult, să aibă un obiectiv de independență financiară și să-și dea seama că viața poate fi mult mai frumoasă decât Și viața este frumoasă și va putea experimenta absolut ce își va dori după 30 de ani. Deci muncă susținută, energie multă, obiective obiectiv clare. Măreț. Și măreț. Obiectiv măreț, o planificare corectă de la mentor și de la cei care au atins asta deja și apoi execuție zi de zi. Pentru că anii vor trece, dar în momentul în care a atins 30 de ani, va vedea că viața abia începe. Cumva cu asta am început și cu asta terminăm, apropo de pașii care te-au ajutat pe tine și tu i-ai descoperit de la 30 de ani încolo și ar fi fost super tare să-i știi de la 20 și ai fi fost cu totul alt loc probabil în momentul acesta. Exact. Ultima întrebare și cea mai grea, cred eu. Dacă ar fi să poți să transmiți un mesaj, un singur mesaj, care să ajungă la absolut toți românii și să fie afișat pe cel mai mare panou publicitar din România, pus în Piața Victoriei, la Unirii, nu știu, cel mai mare panou și să-l vadă 100.000 de oameni în fiecare zi. Și ai putea pe panoul acesta să scrii un singur mesaj. Un mesaj care să îi ajute pe oameni să vadă lucrurile diferit, să înțeleagă lucrurile altfel. Care ar fi mesajul acesta? Care ar fi mesajul tău? Am spus că e grea. E un mesaj pe care funcționează pentru mine, pentru că sunt o persoană determinată și asumată. Nu-mi dau seama dacă va funcționa pentru toată lumea, dar sunt convinsă că va funcționa pentru persoanele asumate mai departe. Iar acesta este următorul. Deci dacă ar fi să pun acest mesaj oriunde, în cel mai vizibil loc cu putință din România și de peste tot, aș spune așa. Dacă te-ai născut sărac, nu e vina ta. Dacă ai crescut până acum sărac, nu e vina ta. Dacă mori sărac, este doar vina ta. Cu alte cuvinte, nu mai contează cum te-ai născut și cum ai fost educat până astăzi. Dar astăzi nu mai e nicio scuză. Acum știi, prin urmare, de acum, ce faci de acum încolo, e doar responsabilitatea ta. Gata, trebuie să încheiem că e prea frumos finalul ca să pot să mai zic ceva. Adriana, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul petrecut împreună, foarte multă valoare, foarte multe idei și despre determinare și despre obiective și despre cuplu și despre finanțe și despre discuțiile tabu pe care le evităm din frică sau din stânjeneală sau și despre momentul acum și ce putem să facem. Ok, trecutul nu-l putem schimba, dar putem cu siguranță să schimbăm lucrurile de aici în viitor. Îți mulțumesc foarte mult încă o dată pentru participare. Vreau să te întreb dacă ai vrea să mai adaugi ceva la final. Că, cum să zic, că
asta cu finalul de genul totul va fi bine și așa mai departe, na, deja sună a clișeu. Sunt o persoană care are încredere în viitor și în oameni, consider că oamenii se pot schimba și consider că oamenii au acest drept de a fi fericiți, de a fi împliniți, de a fi satisfăcuți de ceea ce realizează și au un drum al lor în viață. Și îi invit pe toți aceștia să și-l caute, să și-l onoreze și să-l pună la lucru, pentru că dacă acum nu este foarte frumos în viața lor, nu trebuie să rămână așa. Cu siguranță fiecare dintre noi avem dreptul să fim fericiți și avem în noi resurse de a fi fericiți. Pentru asta garantez. Și e garantez, cum să zic, cu riscul de a pierde, nu știu, mâini, picioare sau le pune la bătaie. Avem cu toții noi resurse de a fi fericiți. Venim în designul nostru cu niște resurse. Nu sunt toate la fel, nu sunt în aceeași măsură, dar cu siguranță atât cât sunt, ne pot ajuta să avem o viață împlinită și fericită, evident dacă muncim pentru ea. Sunt antrenor de prosperitate pentru că am îmbinat cele două pasiuni ale mele și care pe mine m-au făurit ca om astăzi. Odată sportul, de unde am învățat că dacă vrei la Olimpiadă peste 4 ani, trebuie să muncești în fiecare zi, timp de 4 ani. Și prosperitate pentru că am învățat despre bani, am văzut dinamica oamenilor cu banii din viața lor și nu e suficient să ai bani. E suficient să avem bani, dar să avem și cu cine să-i cheltuim. Așa că antrenor de prosperitate, exact asta face. Oferă planuri de antrenament, iar eu sunt un om care doar așa pot să funcționez. Dacă rezonați, rămâneți aproape, haideți la conferință și sunt convinsă că veți afla acolo plan de antrenament cu care să rezonați și cu care să ne facem viața împlinită. Mulțumesc încă o dată. Pe data viitoare să ne revedem, să ne reauzim cu bine. O zi bună! Pa, pa! Pa, pa!